Mobilizare de forțe pentru organizarea noii secții ATI de la Spitalul Județean Neamț. Noua secție ATI va funcționa la etajul 4 a spitalului, acolo unde se afla clinica de obstetrică și ginecologie. Echipamentele necesare vor fi mutate de la etajul al 3-lea, acolo unde funcționa o parte din secție înainte de incendiu. Alte echipamente suplimentare vor fi furnizate în regim de urgență de Ministerul Sănătății. Mutarea și deschiderea noii secții ATI se va face cu viteză maximă pentru a putea asigura tratamentul bolnavilor de COVID aflați în stare gravă. Ne-am pregătit spațiu, odată ce avem avizele, începem activitatea. Practic, mâine ar putea începe mutarea efectivă acolo. Da, deci noi am pregătit spațiul, aranjăm ca să nu întârziem foarte mult. Dar activitatea efectivă începe imediat ce primim avizele. Avem mai promisiuni ca ajung în amiază asta. Am înțeles. Practic, cam în câte zile ar putea deveni operațională noua secție ATI? Maxim două zile. Toată lumea se grăbește. Am înțeles. Și lucrează pentru secția ATI.